Sindicatele din învățământ se pregătesc de proteste. Acțiuni sunt preconizate pentru luna martie, dascălii fiind nemulțumiți în special de salarizare. Potrivit sindicaliștilor hunedoreni, nici scrisoarea deschisă adresată Parlamentului României, nici discuțiile din Comisia de Dialog Social de la Prefectura Județului nu au avut vreun efect. Factorii de decizie continuând să amâne aplicarea legii din 2011, prin care învățământul trebuie să primească 6% din PIB. Tot acest dezinteres față de sistemul educațional din ultimii 33 de ani a transformat România într-o țară exportatoare de forță de muncă ieftină, de români și românce care, fugind de sărăcie, au plecat să le culeagă legumele și fructele europenilor, să fie badante, să facă tot ceea ce pentru europenii de lux este sub demnitatea lor. Așa cum Europa ne ține în anticamera Schengen din 2011, la fel guvernele României și parlamentarii români amână aplicarea, tot din 2011, a articolului din Legea Educației potrivit care învățământul trebuie să primească 6% din PIB. Se arată în scrisoarea deschisă adresată Parlamentului la sfârșitul anului trecut, când se discuta bugetul pentru 2023. La fel s-a întâmplat și cu salarizarea angajaților din învățământ. Nu odată s-au promis și chiar s-au votat drepturi și creșteri salariale care au fost ulterior prorogate sau anulate. Până și ședințele de dialog social de la nivelul prefecturii Hunedoara au devenit doar simple întâlniri formale. Fără ca această întâlnire să presupună o miză deosebită, ba chiar dimpotrivă, cu atât mai mult cu cât etapa de adoptare în care se regăsesc legile educației este una ambiguă, discuțiile au avut mai curând un caracter formal. În plus, s-a subliniat faptul că, dincolo de anumite aspecte, vizând cu precădere reorganizări instituționale, proiectul în forma sa actuală nu atinge și nu rezolvă concret nici una dintre problemele cu care se confruntă în realitate învățământul, au declarat reprezentanții Sindicatului Învățământului Preuniversitar din județul Hunedoara la Comisia de Dialog Social din 8 februarie. Lipsa de reacție a factorilor decidenții determină pe sindicaliști să amenințe cu organizarea de proteste, nefiind exclusă chiar și greva generală.